Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți comentariul zilei. Alături de mine în studio se află astăzi Sorin Avram. Bună, Sorin, și bine te-am regăsit. Bine m-am regăsit. Am uitat să spun că ești jurnalist, dar cred că toată lumea știe. Trecem peste asta, da? Au ieșuat negocierile între sindicate și reprezentanții statului și, în consecință, profesorii declanșează greva generală luni. 22 mai. La ora 8. Am văzut, domnul Ciolacu spune astăzi că este dispus să negocieze tot weekendul cu sindicatele din educație, să ajungă la un compromis. Cred că este prea târziu. Dacă vrea să o facă, asta este ipocrizie. Dacă vrea să o facă, o putea face până acum, pentru că semnalele din partea sindicatelor din educație au fost nenumărate și s-au întins pe o perioadă lungă de timp. Au pichetat prefecturi, au făcut meeting în București de vreo două ori, protest la Palatul Victoria. Deci se știa ce urmează, grevă de avertisment și grevă generală. Ori să vii tu acum să spui că începi să negociezi, este o ipocrizie maximă să încerci să demonstrezi că tu ești interesat. Da, este interesat domnul Ciolacu din punct de vedere electoral. Însă s-ar putea să fie și o șmecherie. Eu am vorbit cu Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, și a spus că la un moment dat la negocieri domnul Ciolacu s-a opus nu știu cărei măsuri. Zic, domnul Pădureț, dar poate domnul Ciolacu aștepta să fie el prim-ministru, să vină, uitați, avem, poftim, deci eu am rezolvat. Este și asta o posibilitate, dar e greu de crezut că se mai poate întoarce pornirea asta a profesorilor către greva generală. Probabil că vor căuta soluții să dea câte ceva, și astfel încât să stopeze greva generală, dacă începe luni să spui că o închid miercuri sau joi, știi? Dar cred că de pornit va porni. Totodată sindicatele din sănătate au anunțat că se pregătesc asta de proteste. Asta este pericolul pentru guvern, pentru că dacă vor vedea că guvernul cedează, pentru coaliția la guvernare, PSD-PNL, dacă vor vedea că cedează în cazul profesorilor, nici cei din sănătate nu se vor lăsa și urmează finanțiștii, că am văzut că și ei au ieșit. Și sunt mai multe ramuri de activitate, mai mulți funcționari, mai mulți angajați la stat care au nemulțumiri și care vor vedea dacă e prins slăbiciunea guvernului că dă ceva pentru profesori, atunci va ieși toată lumea și va fi, cum le place unora din presă să scrie, o vară fierbinte. Sorine, trecem acum la un alt subiect. Am discutat în această săptămână despre alunecările de teren de la șoseaua de centură. Unde ai fost tu acolo și ai văzut cu ochii tăi, da. Alunecările nu afectează încă partea carosabilă, dar dacă nu se va interveni repede, cu siguranță problema se va adânci acolo. Motiv pentru care cei de la DRDP au anunțat astăzi o expertiză în regim de urgență. Vor face o expertiză în regim de urgență. Da, bun, să facă expertiza în regim de urgență, dar să vedem ce urmează după aceea. Pentru că expertiză, parcă în regim de urgență, s-a făcut și la podul de la Milișăuți. Și cât timp a trecut, Oana, de când podul la Milișăuți trebuia să se facă un pod provizoriu în paralel cu cel existent, astfel încât să se poate interveni, pentru că este o lucrare mai complexă acolo și nu se poate lucra în regim de circulație pe pod. Cât timp a trecut? Un an? E mai bine de un an, bun, e un facem, an și jumătate. Okay, trebuie normal o expertiză să se facă, pentru că nu poți să vii acolo, te uiți așa din noi. A, pune acolo, toarnă acolo două roabe de ciment. Dar să vedem continuarea. Asta expertiza va fi gata într-o săptămână, susține reprezentanții de RDP Iași. Da, și tu să vedem după săptămâna aia mai stăm de vorbă. Eu i-am întrebat așa, când vor fi gata lucrările, pentru că pe noi asta ne interesează. Când va deveni zona din nou sigură? Nu, trebuie să... Când vor începe? Dar nu au de unde să știe. Știi, nu, păi tu întrebi când vor fi gata. Știi că este un purtător de cuvânt la DRDP Iași cu foarte mult bun simț. Un Popovici, vorbesc cu el de foarte multă vreme și mi-a spus că da, începem, încercăm, facem. Da. I-a fost un răspuns politicos, încearcă, dar mai mult de atât nu s-a putut. Toată lumea încearcă, da. Da. Mergem acum mai departe pentru că sunt multe subiecte de dezbătut. Au fost discuții aprinse în Consiliul Local al Municipiului Suceava pe tema proiectului pentru alocarea sumelor necesare organizării evenimentelor de zilele Sucevei. A venit domnul primar Ion Lungu cu un proiect, a cerut mai mulți bani pentru organizarea spectacolelor, l-a nemulțumit pe domnul Cușnir că nu erau trecute numele artiștilor în proiectul respectiv. A fost nemulțumită și doamna Teodora Munteanu, viceprimar al Municipiului Suceava, că primăria
căruia vrea să facă un foc de artificii și nu un spectacol cu drone, cu lumini, cu drone. Și a mai fost nemulțumit domnul consilier Buciac că din raportul care face parte din proiect lipseau sumele defalcate. Adică era prevăzută suma de 700.000 de lei plus TVA, dar nu spuneau cei de la primărie pentru fiecare categorie de cheltuieli. Bine, aici domnul Buciac, eu zic că avea dreptate să spui, domne, cât costă formația aia, cât costă artistul ăla. Până la urmă, e vorba despre bani publici și trebuie să facă publice lucrurile astea. În ceea ce privește chestiunea cu drone, probabil că asta e la modă. Eu sunt foarte în urmă cu astea și pe la anunț sunt niște fițărăi, acum nu mai știi, alea cu fotografii la tren sau unde, la gară, la cetate, alea-s duse, nu? Nu adică alte fițărăi. Da, acum probabil că ăsta este nivelul cu drone, dar nu știu dacă e asta cu... Că de ce nu e cu drone și este cu artificii? Nu știu dacă asta este foarte important. Eu oricum cred că ți-am zis și dumitale, Ioana. Eu n-aș face nimic. De ce? Pentru că orice faci nu e bun. Adică întotdeauna apare câte ceva. Dacă vine Delia, de ce nu vine Camelia? Dacă vine Mariana, de ce nu vine Lăcrămioara? Dacă o să cânte Mihai, de ce nu cântă Vasile? Și așa păi mai și departe. Nu este acesta spectacolul de după spectacol? Se întâmplă și la nuntă, da, se întâmplă păi și la cumetrie? Dar uite, și la... deja sunt discuții, eu n-aș fi făcut nimic. Adică, nu, las-o așa. Domnul primar până la urmă a cedat și a anunțat și trupele, a anunțat și artiștii care vor urca pe scenă în cele 3 zile de spectacole și a spus că vor urca după cum urmează. Alexandra Stan, Antonia, Alina Eremia, Delia, Nicol Șeriz, Dob și Zdub, Gașca Zurli. La care dintre ei te vei duce? Eu o să merg la, cred că la Zdob și Zdub și la Delia, pentru că Delia face show. Așa, dar oricum, de ce Delia și nu Andra? Vezi că se naște o întrebare. Nu, dar eu sunt de mulțumită ce... cu Delia, de ce? Dar tu nu, vrei dar Andra? Dar eu sunt, ca să fiu contra. De dar ce? Eu sunt mulțumită, da, eu chiar bine, sunt mulțumită. Bine, tu ești mulțumită, dar sunt și alții nemulțumiți. Și cu Gașca Zurli. De ce Zdob și Zdub și nu Metallica? Vreau să de văd ce... cât a slăbit Nicol Șeri după ce a născut. Mă, ce prostie de cum, dar să fiecare se duce acolo pentru ce? Ce prostie de film, am văzut-o pe fata asta într-o prostie de film. O prostie a prostiilor. Am pierdut timpul, nici m-am uitat la tot. Dar în fine, eu ți-am zis că tot apar discuții, că de ce asta și nu cealaltă. Eu ți-am zis, sunt adeptul să nu se facă nimic. Da, dar este normal să te duci în Consiliul Local cu un proiect și să ceri niște bani care nu conține numele unor artiști pe care urmează să-i plătești din banii pe care îi ceri de la... Da, dar până la urmă s-a lămurit chestia asta. Păi da, s-a lămurit, dar după insistențe. Au fost 40 ceva de minute de discuție acolo. Da, Oana, dar știi cum e, a fost la ambiție, s-a jucat la ambiție. Și normal că trebuie să mergi acolo și să spui cine vine și cât costă. Adică la un moment dat, domnul Harșovski a spus că, domnule, de dacă vă spunem numele, artiștii ridică prețurile. Ce, cum? Că va fi mai scump. De ce? Pe de altă parte, domnul Cușnir spune că nu poți să organizezi un eveniment cu o lună de zile înainte și să spui că nu se poate face treaba într-o manieră serioasă, că nu știi numele artiștilor. Da, nu știu, eu n-am fost acolo. În fine, s-a zis. S-a zis. Dar a fost un pic de spectacol. Da, a fost spectacolul de dinainte spectacolului. Nu, dar întotdeauna în Consiliul Local mai ies frecut și e normal ca cei din opoziție să fie vocali și să-i ceară. Adică, a fost ceva normal ce s-a întâmplat. Adică, hai să vedem. Nu vă nimic. Hai să vedem dacă e normal ce se întâmplă acum în PSD. Au avut loc niște alegeri interne pentru desemnarea candidatului la președinția Consiliului Județean, bineînțeles pentru alegerile de anul viitor. În competiție s-au înscris doi candidați. Este vorba despre domnul Florin Sinescu, care în momentul de față este subprefect al județului Suceava, și domnul deputat George Șoldan. Fiecare dintre cei doi candidați a obținut câte 23 de voturi. A fost egalitate, motiv pentru care se vor relua alegerile. Întrebarea mea este, Sorine, s-au vorbit înainte și au votat? Da, s-au vorbit primarii, deci numai primarii PSD au votat, ei între trebuie ei să sunt le aleagă interne. Și probabil că au vorbit cel de la Ostra cu cel de la Cruce, acum vorbesc între ei, normal, bă, tu cu cine votezi. Mie mi se pare totuși suspect că a fost egal, 23-23. Păi, despre ce vorbim? E foarte suspect, nu știu de ce mi se pare, adică nu știu de ce, e suspect, așa? Că n-a ieșit nimeni. Bă, chiar acolo am văzut diferență. A lipsit. Sunt, cel care... Totuși sunt 46 de voturi. Dacă era 3 la 3 sau 4-4, hai mai zici, bă, dați 46, știi? Poate încă nu s-au terminat negocierile, cu toate că eu știu că domnul Ciolacu a zis, domnule, eu nu mă bag, faceți la Suceava cum știți voi.
Și i-a lăsat pe celălalt, ceva, poate mai negociază între ei, nu știu care e situația, cine să fie domnul Șoldanu sau domnul Sinescu, da, oricum, cine o să fie, Oana? Cine va fi, va fi. Nu, dar degeaba. Da, nu ne putem noi... Nu, dar după mine e așa făcut asta, adică... E un exercițiu de imagine făcut de PSD? Da, e un exercițiu de imagine. Unde e Gheorghe Fluturi acum? Nu știu. Până la București. Nu m-a sunat cu... să-mi spună ce face. E cu negocieri. I-a spus și Cătăline. Da. Deci Gheorghe Fluturi e la București. Cu cine negociază el? Cu șefii din PNL. El conduce delegația asta a PNL-ului. Și cu cine vorbesc? Cu cei la PSD, nu? Cine e la... Domnul Ciolacu, domnul Grindeanu, șefii de la PSD. Și tu crezi că s-a dus Gheorghe Fluturi și le-a spus, când negociază ei așa și mai stau de vorbă pe hol la o cafea, zice, Marcele, bă, te rog să-mi pui la Suceava un candidat, bă, să-mi fie greu, mă. Bă, dar greu să-mi fie, te rog eu frumos, spune-o lui calumea. Măi, Sorine, tu insinuiezi acum că ar fi blat nu, la Suceava? Nu, dar spune-mi, te rog, spune-mi nu. Ca să înțeleg și eu. Oana, tu înțelegi ce vrei, eu atât am avut de spus. Am înțeles, deci nu mai e, nu mergi mai departe. Atât am avut de zis. Dar totuși este o diferență între desemnarea candidatului la primărie. Primărie, pe acolo s-a făcut sondaj, așa ar fi trebuit și aici. Să așa, fac un sondaj, și... așa ar fi fost normal. Știi? Și aici e complet diferit, adică da, se vede clar că e un exercițiu de imagine mai puțin. E și un exercițiu de imagine. Cum vrei tu, Oana? Vrei să spui că un exercițiu de imagine? Așa te rog frumos să spui și cum vreau eu. Mergem mai departe acum. Am avut știri importante în sport. La doar 19 ani, Stanciuc este cel mai bun tânăr handbal. Da, este și nu l-a ales un site, adică a apărut într-o revistă acest rezultat, dar e ca urmare a votului pe care l-au dat toți antrenorii din Liga Zimbrilor, prima Liga Țării, unde sunt 14 echipe, 14 antrenori au votat și l-au ales, firesc, pe Daniel Stanciuc, care a avut o creștere foarte, foarte mare, a avut, putem să-i spunem așa, o explozie în ultimul an, nu întâmplător este la echipa națională. Nu întâmplător l-a luat campioana Dinamo, l-a luat Xavi Pascual, care este și antrenorul echipei naționale. E un băiat care e de felicitat. Astăzi dimineața l-am avut invitat la radio, un băiat modest, cu bun simț, bine crescut. Un puștan, da, puștan, are el 1,96 m, dar tot fața aia de copil. Dar l-am întrebat și merge foarte, are încredere foarte mare în forțele sale, crede că va reuși la Dinamo. Eu l-am văzut și în teren și i-am zis că are un tupeu în sensul bun al cuvântului și tupeul ăsta îi va folosi, că nu poți să fii moale în sportul profesionist, că te calcă toți în picioare. El crede că va reuși la Dinamo și el s-a mirat un pic de ascensiunea fulminantă pe care a avut-o. Mi-a zis că visul lui este să joace la Barcelona, care este o super echipă de handbal. Și i-am zis că la acum așa sigur va ajunge, dar mi-a zis, domnule, ok, ăsta este visul meu, dar acum mă concentrez pe Dinamo, echipa unde s-a transferat. Și mi-a mai plăcut că a spus că Suceava pentru el înseamnă totul, aici a crescut, aici are familie, aici are colegi, are prieteni și a subliniat în două rânduri, cred că publicul de la Suceava este extraordinar și că îi va lipsi publicul de la Suceava și s-a un băiat foarte în regulă, dacă se menține pe aceeași linie și l-am întrebat dacă i s-a urcat la cap, mi-a zis că nu și m-am uitat la el, nu i se urcase la cap, când a fost azi la mine. Să nu se urce pe la București. Dar nu cred că îi se urcă la București, pentru că el e un băiat educat, așa l-am simțit, și cred că va rămâne cu picioarele pe pământ și va ajunge, cred, la Barcelona așa cum își dorește. Sorine, eu doar atât pot să spun, să nu fii dezamăgit, să nu schimb părerea pe parcurs. A, nu. Că mai fost situație în care ai vorbit foarte frumos. El are o bază bună, așa, știi? Adică nu cred. Poate aș fi simțit dacă are tendințe din asta, dar nu... Pe de altă parte, Mihai Roman și-a anunțat retragerea la doar 38 de ani. La doar, da, că acum cu fotbaliști care îi vezi pe la 40-41 de ani jucând în campionate importante, da, la doar 38 de ani. Mihai Roman e un băiat la fel, foarte serios, el e de prin Putna, de la Putna este chiar. A avut un mare, mare ghinion în viață, mare ghinion. El a jucat și la FCSB, la Steaua, așa, la Național, a fost un pic la Rapid, a avut, cred că cea mai bună perioada lui. La FC Botoșani a jucat foarte mult. Marele lui ghinion a fost când s-a transferat la Toulouse, cred că la Toulouse, a fost în Liga, în Franța, și s-a accidentat. A făcut două meciuri amicale acolo foarte bune, l-au apreciat toți de acolo și s-a rupt după aia și a lipsit vreo 6 luni și s-a terminat, l-au trimis în România. Ăla a fost marele lui ghinion, accidentarea. Dacă nu ar fi avut acea accidentare, el fiind un băiat foarte talentat
și cu un fizic care l-a ajutat, nu e foarte înalt, dar un băiat și cu rezistență și talent, așa ar fi ajuns mai departe. Oricum, a avut o carieră frumoasă și este de felicitat pentru tot ce a făcut în fotbal. Sorin, îți mulțumesc pentru această discuție. Uite ce repede am tras, ai văzut că ne-am încadrat. Prea repede? Vreau să încep cu asta, dar n-am vrut să te sperii, tu erai crizată. Cunoști pe cineva pe la primărie? Mai știi? Așa, da. M-a sunat și pe mine o doamnă să mă roage să zic sau să fac sau nu știu. Doamne, când mergi la cimitir, ai mai fost pe la cimitir? Am fost, Sorin, am fost. Dar când mergi pe jos, Oana, știi cum vii, când nu spre cimitir, pe partea aia de peste drumul de Brădet, e o scurtătură pe lângă ce are muzeul acolo cu restaurările. Da, da. Așa. Și sunt niște ce trepte. A avut, că nu mai are, adică. Da, nu. Și sunt niște trepte unde dai în biserica de lemn. De acolo și intri în cimitir. E bine, treptele alea sunt jalnice. Le-am văzut și eu și mi-a zis, doamna, dacă se poate cineva să... Trept. Nu e mare lucru. Și deci, dacă ai ajuns, Sorin, la acest deci subiect... Nu e mare lucru. Deci eu sunt de acord cu tine și mai am și eu să mai adaug ceva pe lista aceasta. Dacă s-ar putea să se ducă cineva să ia câine din cimitirul vechi, ar fi extraordinar. Să-i ducă undeva la adăpost, să-i hrănească, da, să le ofere niște condiții de muncă. Am fost, la tine? Muncă. Am avut... Da, am sărit la tine? Mă și tem de câine, ăsta este adevărul și nu pot să spun că am fost mușcată asta sau n-am avut. Asta e vina ta. E vina mea, Sorin. Să-ți treacă teama de câine. Treacă. Păi când am venit eu odată de la București și m-a lăsat autocarul, de această dată, atenție, subliniez, autocarul, la ora 3 dimineața în Suceava și era înghețat tot pe jos, m-au lăsat în zona metro. Așa. Și am venit pe jos spre casă, mai aveam 200-300 de metri până acasă și au sărit 3 câini pe mine. Numai eu știu ce am pățit atunci și cum a stat. Dar nu m-a mușcat niciunul. Vezi, a fost în regulă. Lasă. Dar dacă totuși tu ai deschis această cutie a Pandorei, îți mulțumesc foarte mult și mai adaug și eu pe lista aceasta, dacă ne ascultă cei de la primăria asta cu căței, ar fi extraordinar. Putem încheia acum? Da, te rog. Mulțumesc, Sorine, pentru această discuție.